Meci tare, cu Ares, însă două puncte importante pierdute de voi. Cum a fost meciul ăsta? Da, salutare. Cum să fie greu, să spunem, între ghilimele, am avut și ghinion, a vrut să intre. Și ne gândim la următorul meci și asta este acum, ce să facem. Cu cele două puncte pe care le-ați pierdut, ați fost pe primul loc în această, după această etapă. Cât de greu e să pierdeți puncte cu echipă care, să spunem, nu era favorită în seara asta? Da, nu era favorită, dar meciul începe de la 0-0, sunt șanse 50-50 și se pare că au avut șanse mai multe astăzi, n-a vrut să intre. Cum e sezonul ăsta? Pare că oricine poate încurca pe oricine. Da, cum am spus și la interviul trecut, din an în an se face mai puternic campionatul și se vede, de exemplu, astăzi, da, s-a văzut. Fiecare își aduc jucători mai buni și... Na. Ce n-ați făcut bine astăzi și vreți să faceți de la meciul următor? Nu știu ce aș putea spune că n-am făcut bine. Am atacat, am ținut de minge, poate uneori prea calmi. Poate am intrat cu un pic de aer de superior, dar noi ne gândim la următorul meci și o să o luăm de la capăt. Aveați cea mai bună defensivă înainte de acest meci, doar 3 goluri primite. Ați primit 2 în meciul ăsta. E de lucrat și aici, nu știu, mă gândesc. Da, trebuie să lucrăm. Și dacă câștigăm 10-0, tot trebuie să lucrezi. Mereu e loc de mai bine. Vom vedea următorul meci și să fie cât mai bine. Bun, mulțumesc frumos. Mulțumesc.